adresat dumneavoastră, stimată doamnă academician. Haideți să haideți. Mesaj de felicitare, stimată doamnă Cernos, la acest aniversar vă urez sănătate și putere de muncă pentru a continua cu aceeași pasiune, activitatea căreia îi sunteți atât de dedicată. Eforturile dumneavoastră de a păstra vii, limba și cultura română la un nivel de excelență merită celebrate. Prin realizările dumneavoastră ați dat dovadă de profesionalism, reușind să conservați memoria românească la Cernăuți și să valorificați părți ale patrimoniilor identitar românesc în Ucraina. Mai mult decât atât, reușiți să conectați lumea românească din Ucraina de lumea românească din România și să-i țineți pe românii din Ucraina alături de cei din România, convingându-i să rămână conștienți de numeroasele lucrări care îi leagă. România are multe valori de oferit din punct de vedere cultural, dar oferta ei este incompletă fără contribuția deosebită a românilor din comunitățile istorice. Să știți că s-a încălcat o normă, ați intrat cu telefonul într-un Mulți dintre marii români ai culturii noastre s-au născut la Cernăuți sau în Transcarpatia, ori în alte locuri din vecinătatea istorică. Sunteți unul dintre românii care au un cuvânt important de spus în evoluția culturii românești. Vă felicit, doamnă academician, pentru stăruința cu care v-ați apărat valorile și v-ați continuat misiunea, pentru consecvența de a nu vă abate de la calea, nu mereu ușoară, pe care ați hotărât să mergeți. Sper ca pașii dumneavoastră să fie urmați de alți români de la Cernăuți, pentru că identitatea are nevoie de continuitate și de mult curaj și determinare. Identitatea nu se menține ușor. Ea înseamnă prezență, asumare, stare de spirit și contact de durată cu România. Afirmarea identității reprezintă dorința de manifestare a apartenenței, de semnalarea unei anumite coeziuni de grup. România va continua să sprijine acțiunile și proiectele românilor din Cernăuți, pentru că ei constituie o comunitate foarte importantă, aflată atât de aproape de România. Legăturile culturale ale României cu Cernăuțiul sunt indestructibile. Ele rezistă timpului și vor continua să apropie românii din ambele părți ale frontierei. Doamnă academician Alexandrina Cernău, cu prilejul aniversării dumneavoastră, vă urez la mulți ani, viață lungă și multe bucurii alături de românii din Cernăuți. Stejerel Olaru, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Dacă îmi permiteți, având